Hei, gogoșici! Bine v-am regăsit cu un nou episod de Sims! Patru cu cele mai tari gogoșele, așa că abonați-vă și activați neapărat clopoțelul dacă vrei să fiți cele mai delicioși și gogolișoși din întreaga lume. Yummy! Ce facem azi? De data asta suntem tot la sirene și văd că din nou sunt aici cu Jador. Ok. Care face exerciții. Ok. Încercăm să nu-l băgăm în seamă, nu știm ce are. Corect. Văd că sirena noastră albastră, Gloria, e supărată. Hai să vedem de ce. Ok, vedem de ce este supărată. Din cauza că a fost înșelată. L-a prins pe Jador că a înșelat-o. Da. Oh, uite, vrea să-i dea pupă. Pe bune, cu cine ai înșelat-o? Văd că e aici și Tania, cea verde. Deci, practic, toate fetele s-au venit tot pentru el, nu? Da, tot pentru el. Văd că ei se înțeleg bine, sunt la maxim. Ok. Hai să vedem toate spline. Go here. Uite, ne apare pregnancy. Deci, să vedem dacă e însărcinată. Deci, ea s-ar putea... Însărcinată! Cu cine? Cred că cu Jador. Nu te cred, pe bune? Da. Deci e însărcinată cu Jador, nu te cred, uite, da, e cu Jador, că merge lui să-i spună acum că e însărcinată. Deci, practic, asta ar fi prima însărcinare, ca să zic așa, din insula iubirii. Nu, păi mai avem, nu l-avem pe Siren Head? Ah, da, corect, uitasem. Da, uite, e fericit. Uite, e fericit că e însărcinată. Ok, deci, nu practic... O să fie o grămadă de copii care o să iasă de aici, vă dați seama. Oh! Nu te cred, a cochetat de față cu ea, cu cea albastră, ai văzut? Da. Oh, i-a dat o palmă, hai că merită. Ups, nu cred că e ok. Asta e cea mai ciudată relație. Nu știu. Ele sunt fericite? De ce sunt fericite? A, uite, de fapt asta albastră e mereu tristă și văd că e foarte foame. Hai să meargă să mănânce ceva. Mm-hmm. Hai să gătească, eu zic să gătească ceva pentru toată lumea. Hai cu mâncărică, yummy, yummy, mm-hmm. Yummy. Hai, du-te și gătește până stau ei doi de vorbă. Hai să vedem ce facem cu ei, eu zic să-i mutăm împreună. Și m-am gândit să facem cumva... Gen dacă el e îmbrăcat în negru, să zicem, da? Așa. Să menținem toată chestia asta de curcubeu. Și dacă ei doi sunt împreună, să-i facem ceva de genul și pe el verde, știi? Chiar. Uh-huh. Oh, de ce s-a supărat pe ea? S-a supărat pe ea că gătești în casă la el. Pe bune, pentru motivul ăsta s-a supărat. Doar da. Gătește. Și te plânge, săraca. Pe bune, în loc să-i mulțumească că îi face de mâncare? Mhm. Ok, asta nu-i frumos deloc. Da, nu-i convine absolut deloc. Eu zic să facem câte o casă colorată pentru fiecare, totuși. Nu știu, scrieți în comentarii dacă v-ar place ideea asta. Mhm. Pentru că nu știm exact cum să facem. Hai să mănâncem. Pentru că moare de foame Gloria. Corect. Hai să mănâncem împreună. Se pun acum la masă toți și mănâncă. E puțin cam nasol, că de exemplu, uite, nu te cred. Și Lily e furioasă, pentru că și ea se simte înșelată. Știi că și ea... Da. Și ea are o relație interesantă cu Jador. Da, ai văzut nu că toate știu au ce cu se aude aici. Da, toate trei au cu el, în afară de cea... În afară de cea blondă. Exact. Am adus-o și pe Lily aici. Hai să vedem ce reacție va avea ea când îl va vedea pe Jador. De fapt, ea vrea să-i zică că e o lamă. Că e o lamă. Asta e cea mai mare jignire la Sims. Mama ta e o lamă. Da. Uite, vine nervoasă și oferă un masaj. Opa. Ce șocat au fost când a văzut-o. Ia uite. Chiar că... ce face? Ce a făcut? Ok. I-a făcut o glumă sau ceva. Dar a țipat destul de rău. Acum cred că i-a zis de lamă, da, se ceartă. Da, ea chiar nu acceptă să fie înșelată. Da. Uite, săracă e supărată aici. L-a făcut să plângă, nu te cred. Nu plânge, băiete.
nu plânge. El tot încearcă să cocheteze cu ea. Doamne, ai toate femeile aici și tu de astea faci? Alegeți una, păiete. Dar el vezi că el nu vrea doar una? Le vrea pe toate. Da, avem atâția băieți pe insulă și totuși... E egoist. Da, toate s-au îndrăgostit de același băiat. E puțin aiurea. Ce are el și n-au ceilalți? Eu ce urât se uită una la alta și se ceartă. Păi încă puțin și o să ia la bătaie. De fapt, mă rog, s-a întâmplat de foarte multe ori să ia la bătaie, da, mă. Da, s-au mai luat la bătaie. Hai să vedem unde e cea verde. Să vină și aici, să se ia și ea de ele puțin așa. Corect. Ia să vedem, se pupă sau nu se pupă? Cum ar fi acum să se pupe de față cu toate astea? Ai, dai seama că toate alea o să-l urască după aia. Da, uite, hai să-l întreb dacă vor să fie iubiți, ia uite. Nu te cred. Ia să vedem reacția lor, ia uite. Mamă, și cred că acum ele sunt... Gata, pleacă. Au plecat? Vor să plece. Da, ia uite. Sunt nervoasă. Mamă, ce fel fac, nu te cred. Mamă. Hai că e fain. Da, sunt foarte nervoase. Doar să nu se pună să-l bată toate fetele pe băiat. Ar fi chiar cu lumea. Ia uite, iar se pupă. Ia uite ce fețe. Ai de cap, mă, ce geloase sale. Oh, Doamne, ne înșală, nesimțit. Ar trebui să ne găsim altul. Oh, se îmbrățișează. De ce țipă pe ea? Ah, nu, iar se îmbrățișează. Și astea două se ceartă în continuu. Da. Doamne, deci toată lumea se ceartă în casa asta. Chiar că e multă dramă. Ia uite, asta plânge de nu mai poate. Aia dă ochii peste cap. Dramă, multă dramă. Nu înțeleg dacă ăștia doi se iubesc sau se ceartă. Sincer. Eu zic că e un fel de iubire interzisă. Eu sunt curioasă ce, ce copil o să iasă dintr-o sirenă și un reptilian. Sirenă și reptilian? Păi el e reptilian. Știu. Doar că o și ea e sirenă. Tot de apă e, s-ar putea să fie și sirenă și... De fapt, nu. Ar putea totuși să ia ambele înfățișări. Dacă ar vrea. Văd că le-a scăzut foarte mult. Uite, se ceartă în continuu ei doi. Da. Din cauza că și ea și-a dat seama că e înșelată. Ci că ești doar al meu și... Ci că... Da. Oh, ce-a pățit ăsta? Leșine sau cere? Nu știu ce-a pățit. S-au niște zgomote dubioase, rău. Uite, nu știu de ce face așa. Oh, ce-a pățit? Hei, de ce? Nu știu, s-au auzit niște zgomote ciudate. Oare de nervi? A venit moartea! Nu te cred, de ce a murit? Nu știu, cred că de nervi? Pe bune. Habar n-am, nu-mi dau seama. Frate, eu nu mai înțeleg nimic în jocul ăsta. De ce lumea moare fără nici măcar un motiv? Nu, dar a murit dintr-un motiv. Pentru că erau toate aici pe el și de asta. Și n-a mai suportat că toate erau pe capul lui. Hai să se roage de moarte. Da, că poate îl lasă în viață. Ia uite. Nu, de ce nu-l lasă nimeni în viață? Se roagă de el acum, nu? Aha. Uite, ci că a fost readus înapoi la viață. Ah, e bine. Da, dar nu ai văzut că niciodată nu îl readuce? Mereu zice așa, dar nu îl readuce? Ba, da. Da. Haide, 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 trezirea. Da, dar nu înțeleg ce-a pățit. Aș fi vrut să văd ce-a pățit. Dar nici nu scrie undeva? Doar dacă îl controlăm pe el, dar nu îl controlăm pe el acum, știi? Da. Era bine dacă scria din ce motiv, pentru că asta... Na, până la urmă e un lucru interesant să afli de ce. Ia uite, plâng toate aici. Da. Da, nu am fost atunci pe fază să vedem de ce. Păi moartea stă, văd că nu faci nimica. Poate nu-l ia. Poate nu-l ia, da. Doamne, deci nu mai plângeți. Hai să vedem dacă îl ia sau nu. L-a luat? Sau pleacă? Uite, l-a adus. E prima oară când vedem când îl aduce înapoi la viață. Chiar? Deci prima oară, nu cred că au primit a doua șansă. Nu vine să cred. Da, nici mie nu vine să cred. L-a readus înapoi la viață. Dar de ce o fi murit?
Hai să vedem. Poate putem vorbi cu el. Sau putem să-l controlăm. Aleluia. În sfârșit. De fapt, hai să-l controlăm pe el și să vedem de ce... Oh! Se ceartă? Ce se întâmplă aici? Mă, ce mare harababură acolo. Ci că Lily și cea albastră se urăsc una pe cealaltă. Da, deci o harababură total. Mhm. Doamne, deci efectiv dușmance. Da. Sper să nu se bată. O să fie bătaie, bătaie. Deci nu te cred. E prima oară când un Sims de-al nostru a primit a doua șansă la viață. Exact. Mm-hmm. E practic un eveniment istoric ce s-a întâmplat aici. Așa că abonați-vă, da, și activați neapărat clopoțelul. Îți dai seama că stau o să moară de 5 ori pe zi dacă rămâne în casă cu toate astea 3? Da. Categoric. Bă, că nu se mai înțelege nimeni. Uite, asta e iubita lui, asta e iubita lui și asta e iubita lui. Toate sunt iubitele. Da. Toate, frate, toate. Mm-hmm. Hai să punem să-l controlăm pe el. Ca să vedem... uite, poate să-l bată pentru că a înșelat-o, cică. Ia să vedem. Să-l bată pe el? Da. Pentru că a înșelat-o. Uite, îi dă pupe. De ce îmi dai pupe, mai când tu mă înșeli? Uite, până și moartea râde de ei. Păi dai seama ce-i... Harababură e pe insula iubirii asta. Da, deci până și aici. Da, până și moartea râde, ia uite. De sau când la chitară, nu-mi dau seama ce face. Ceva de genul, mai dați-mi popcorn, că asta e telenovelă curată. Exact. Ia uite, plânge în fața lui, cere iertare, nu înțeleg. Ok. Da. Deja devine din ce în ce mai interesant. Mm-hmm. Cu cine va rămâne Jador? Cine-i... Uite, până și moartea face mișto de ei. Serios? A râs de ea? Da. Bă, nu te cred. Ok, hai să vedem ce, verde, ce are de gând să facă, că se transformă în ceva acolo, în oglindă sau ce făcea. Ok, o lăsăm pe ea acolo, ăștia se tot ceartă. Unde putem să-l controlăm puțin pe el, să vedem ce se întâmplă? Ia, aici oare putem să-l controlăm? Merge controlat? Nu mai știu unde. Nu mai știu unde. Trebuie să intrăm să-l controlăm pe el. Pentru că acum le controlăm pe ele. Dar, Doamne, dar de ce nu mai pleacă ăsta? Ui, ce tot face? Cred că i-a dat viața înapoi, dar stă lângă el și-l păzește. Uite, crezi, vezi? Că e posibil asta, gen ca un înger păzitor al lui? De fapt, nu cred că e un fel de înger păzitor. Cred că e ceva mai nasol, gen ca un gardian. Dar ce tot face acolo, că nu înțeleg? Uite, acum astea două se urăsc, se înjură. Da. Dar nu-mi dau seama ce face moartea asta. A plecat, în sfârșit ai plecat, că nu-mi dădeam seama. Am zis că poate ia iar pe cineva sau ceva. Hai să vedem dacă se împacă ăștia doi. Vă rog, împăcați-vă. Mhm. Dar dacă nu se iau astea toate trei la bătaie, degeaba. O să se ia la bătaie, credem. Mhm. Ia uite. Băi, nebun. Stai că plâng aici. Ia uite pe asta. Ia uite pe asta. Eu zic că a luat-o răsna, a luat-o răsta. Dar de ce are fața asta așa? Nu știu, prima nebunie de pe insula iubirii. Uite, a luat-o răsna, nu, serios. Are păduchi în cap ceva. Nu, eu zic că a luat-o răsna. Stai, eu am impresia că a luat-o răsna din cauza că i-a văzut pe ăștia doi. Da, practic... din cauza stresului. Și nu mai poate, mamă, dar ce față are. Mm-hmm. Zombi, frate. Băi, ieșiți afară că vrea să facă băiatul. Prima nebunie de pe insula iubirii. Prima nebunie. Uite, o sună Lorenzo și ci că trebuie să-i dea ceva bani. Hai să accepte banii, a dat $22. Nu, a nebunit, cântă singură. Ei, de capul meu. Doamne, băiete, ai nebunit-o pe fata, ai lăsat-o pe una gravidă, pe una ai... Oh, și asta a nebunit. Nu te cred, a luat-o razna? Da, a luat-o razna. Și practic n-am pus noi nimica. Da, n-am făcut nimica. Ok, asta clar nu e... Asta doar Jador o poate face. Exact.
Mm-hmm. Deci a nebunit fetele. A nebunit rău de tot. Ok, cam acesta a fost și episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați o mare gogoșică și noi ne revedem cu un nou episod în curând. Salutare!